Puțin câte puțin de la lună la lună cresc prețurile alimentelor, a produselor nealimentare și a serviciilor oferite populației, cel puțin așa ne arată statisticile realizate de Institutul Național de Statistică. La mărfurile alimentare, prețurile au crescut în luna septembrie cu 0,17% față de luna precedentă. Cele mai mari creșteri de prețuri s-au înregistrat la următoarele produse: citrice și alte fructe meridionale, cu 10,08%, ouă cu 3,13%, miere de albine cu 0,6 4%, lapte de vacă cu 0,26%, brânză de oaie, telemea și pește proaspăt cu 0,24%, scăderi mai mari de prețuri față de luna anterioară s-au înregistrat la următoarele produse. cartof cu 24,44%, zahăr cu 1,95%, fasole boabe și leguminoase cu 0,65%, fructe proaspete cu 0,37% și ulei comestibil cu 0,36%. La mărfurile nealimentare, prețurile au crescut în în luna septembrie cu 0,07% față de luna precedentă. Creșteri mai mari de prețuri s-au înregistrat la următoarele produse. Cărți, ziare, reviste cu 0,36%, încălțăminte din piele cu 0,31%, tricotaje cu 0,24%, confecții cu 0,22%, mobilă cu 0,18%. Scădere de preț s-a înregistrat la autoturisme și piese de schimb cu 0,07%. Tarifele pentru grupa de servicii prestate populației în luna Septembrie au crescut cu 0,14% față de luna precedentă. Creșteri mai mari față de luna anterioară ale tarifelor pentru serviciile prestate populației. S-au înregistrat la îngrijire medicală cu 0,68%, transport interurban auto abonamente cu 0,42%, chirie cu 0,37%, restaurante cafenele cantine cu 0,35%, apă canal salubritate cu 0,28%. Scăderi față de luna anterioară ale tarifelor pentru servicii prestate populației s-au înregistrat la telefon și transport interurban aerian cu 0,34% și plata cazării în unități hoteliere cu 0,10%.